Căfăcăluților, voi bine eu? Astăzi ne-am gândit amândoi așa și vrem să vă povestim despre cum am rămas noi închiși în casă când eram mai mici. Să știți că singurul motiv pentru care n-am mai făcut videoclipuri așa des în ultima perioadă e că am început și noi să ne bucurăm de vară. O plăjică, un pescuit, o ieșeală așa frumos. După un an de stat în casă, merităm și noi. Și nouă, nu e problemă că nu mai avem idei sau ceva de genul, nouă. Dar puteți să ne lăsați și voi idei în comentarii, poate mai alegem și de acolo. Așa, unde rămăsesem? Să vă povestesc cum am rămas eu blocat în casă. Asta nu s-a întâmplat prea des. De fapt, s-a întâmplat o singură dată, noaptea, când m-a apucat strechea. Bă, ziua, n-aveam nicio treabă. Stăteam singur în casă, nu mi-era frică, mă uitam la televizor, n-aveam treabă. Dacă când se făcea noapte, nu suportam să stau singur sub nicio formă. Ba venea cineva la mine, ba mergeam eu la cineva, dar nu rămâneam niciodată singur. În cel mai rău caz ieșeam pe stradă și stăteam aiure așa. Era mai bine pentru mine pe stradă decât să stau singur în casă. Așa, și într-o zi pleacă ai mei cu treabă prin oraș. Era după amiază, încă nu se întunecase. Stai aici că venim repede. Vezi că încui ușa și pun cheia acolo pe geam. Stau eu, trece o oră, două, mă uitam liniștit la Scooby-Doo, știind că ai mei trebuie să apară și că totul va fi în regulă. Mai trece o oră, începe să se facă noapte. Zic, bă, iau cheia, ies pe stradă și paia e până vin ei. Mă duc, întind mâna peste geam să iau cheia și cum o căutam eu așa, bam, cade cheia pe jos pe partea cealaltă. Vai de pula mea. Bă, deci m-am simțit atunci, nu știu cum să vă explic. Zici că eram închis într-o cușcă cu ursul, așa mă simțeam, ca și cum nu mai aveam cale de scăpare. Și am început să urlu, să dau cu pumnii, nu știu, să fac ca toți dracii. Aveam eu așa o fobie, simțeam că mă urmărește cineva când stăteam singur în casă. Și am tot urlat până m-am potolit și m-am gândit eu așa că aș putea să ies pe geam. Și asta am și făcut, numai că m-am gândit cam greu, am avut turbolag la creier. Băi, deci pe la 8 ani jucam GTA Vice City, 12 ore pe zi, 7 zile din 7. Ei și într-o seară am stat până la 2 sau 3 dimineață. Am uitat că vine ziua de luni și deși eu aveam vacanța, ei mei se duceau la muncă. M-am trezit la 12 ziua, nimeni acasă, doar un bilet pe masa din sufragerie și cheia de la casă. Vezi că ai mâncare bună în frigider, pe la ora 6 ajung acasă. Zic, a, ce bine, am și mâncare, stau mă joc toată ziua. Ba câteva ore acolo și încep să aud. Aoleu, aoleu, mi-e foame, hai să căutăm sarmale. E, lasă, am mâncare bună în frigider. Mă duc, deschid ușa la dulapul rece, ciorbă de ieri. Aoleu, mai bine mănânc apă, nu vreau de asta. E bine că îmi lasă mâncarea de asta, niște ceva cartofi prăjiți cu friptură, nu putea să-mi lase. Stau și mor de foame toată ziua. Aoleu, aoleu. Dar de ce nu-mi fac eu mâncare? Cât de greu poate să fie? Foarte bine și frumos, mă duc, îmi iau niște cartofi, am început să-i curăț, au ieșit ca naiba, aveau niște forme hexagonale, zici că erau pietre, m-am tăiat și la deget. Pun tigaia pe foc, pun ulei, lasă se încingă și bineînțeles după pun cartofii. Gata, de la șef la cuțit eram. Mare, mare bucătar. Am luat un prosop să-l pun pe mânerul de la tigaie, că mi-era frică să nu mă opresc. Chiar dacă nu avea niciun sens treaba asta, în mintea mea de 8 ani am zis, bă, asta e metodă de siguranță, n-are ce să se întâmple rău. Doar că după 2-3 minute m-am plictisit și am zis, bă, plec puțin și mă întorc, eu nu stau aici în picioare. Doar că în loc să vin în 2-3 minute înapoi, am venit în vreo 8 minute. Merg repede, fum în bucătărie, prosopul de la tigaie ars pe jumătate, era în flăcări, pus pe aragaz, opresc gazul, încă ardea prosopul ăla, zic, aoleu, ce fac, m-am panicat. Primul gând pe care l-am avut a fost să mă duc la baie să iau un lighean plin cu apă, de vreo 4 litri așa, și am venit și l-am turnat direct peste aragaz. Am udat tot, s-au dus și cartofii, dar am curățat, am șters tot, n-a fost nicio dovadă la mijloc, nimeni nici până în ziua de azi nu a aflat ce am făcut eu și cum era să iau foc odată când stăteam singur în casă. Acum ați aflat voi.